E câine, e miel, nu o să știe ce e. Ficat de rață din 2014. Expirat, da? Da, ce avem noi în bucătărie. Și ne așteptăm pe turiști. Bătaie de gen. Lăsați-o, lăsați-o! Deci nu știu ce n-a vrut. Nici măcar animalele n-ar mânca așa ceva. Este strigător la cer ce au descoperit inspectorii OPC la un hotel de 4 stele din stațiunea Mamaia, unde o cameră costă aproape 100 de euro pe noapte. Aici, micul dejun îi garantează turistului cu dare de mână drumul către spital. Ficat de rață din 2014. Expirat, da? Acestea nu sunt expirate, dar păstrate la 0,4 grade trebuiau păstrate. La minus 19 grade sunt congelate. Peste 100 de kilograme de carne a fost găsită în frigidere congelată de când lumea. Părea să fie carne de miel, însă nici măcar inspectorii OPC n-au băgat mâna în foc. E câine, e miel, nu o să știe ce e. Din ce am numărat până acum sunt peste 120 de kilograme de materie primă, nu putem să scoatem tot afară. Delicatesele pentru care turiștii plăteau sute de lei în restaurantul hotelului erau expirate încă de la Revelion. Brânză cu mucegai. Expirată din 0,1, brânză camembert, expirată din 0,3, mici, expirat din 0,4, carne burger fără elemente de identificare, ficat de rață din 2014. Avem vreun un produs în termen? Nu cunoaște. Dați-mi un produs în termen, să văd cum arată un produs în termen. În hotelul de 4 stele în care nu pășești decât dacă ai buzunarele pline de bani, nici măcar portocalele nu erau proaspete, ci mucegăite aproape în totalitate. Ia uitați cum arată până și portocalele. Inspectorii OPC au venit inițial în control după o sesizare în legătură cu una dintre camere. Într-un corp nou, balcoanele hotelului de lux nu erau construite conform legii și puneau în pericol viața turiștilor. Uitați acele balcoane, fără geam, fără nimic. Uitați-vă cum sunt. Orice mai aproape. Restaurantul hotelului a fost închis până la remedierea problemelor, iar amenda a fost de 20.000 de lei. Cei aproape 100 de turiști cazați aici vor fi transferați la un alt hotel de 4 stele.